Fostul oraș roman Pompei continuă să fie o sursă inepuizabilă de descoperiri științifice. Arheologii italieni și francezi au anunțat recent o nouă descoperire, rămășițele osoase a 4 persoane bine conservate în timp. Deși acestea nu sunt primele rămășițe umane descoperite la Pompei, osemintele sunt foarte importante, deoarece foarte puține schelete găsite până acum au fost asociate cu locul în care au fost reperate inițial. Astfel, dat fiind faptul că cei patru tineri nu au încercat să fugă din oraș, ci s-au ascuns în interiorul lui, arheologii speră să afle informații despre modul în care aceștia au trăit, dar și despre cum și-au petrecut ultimele zile din viață. Pompei a fost îngropat sub un strat de cenușă, în momentul în care muntele Vezuviu a erupt, în data de 24 august 79 dinaintea lui Hristos. Orașul era populat de circa 10.000-20.000 de locuitori. Toți aceștia și-au pierdut viața în accidentul care a făcut ca întregul oraș să fie îngropat sub un strat de cenușă, ce a măsurat în unele locuri chiar și 7 metri. Ruinele așezării au fost descoperite pentru prima dată în anul 1594, însă cercetarea lor a început de-abia în 1748, în timpul regelui francez Carol al VII-lea.